Clădirea casei studențești din Petroșani, lăsată de 10 de ani în paragină, a fost de nenumărate ori vandalizată. Directorul casei de cultură a studenților spune că nu are resursele necesare pentru a avea un paznic aici în permanență și speră ca în cel mai scurt timp să se găsească o procedură pentru ca aceasta să intre sub tutela unui alt administrator. Noi de ani de zile suntem cu adrese la forul tutelar pentru a găsi o rezolvare vis-a-vis de această clădire. Sigur, inițial proiectul a fost Casa de Cultură a Studenților. Până în anii 2009-2010 s-a lucrat oareșicum, și în ultimii ani, înainte de 2010, în ultimii 6 ani, absolut nimic, s-au dat fonduri pentru a închide cu ferestre. Așa cum ați zis, da, clădirea este tot timpul supusă presiunilor din partea unor persoane care și-au făcut un obicei să spargă ferestrele. Primăria ne-a ajutat, am încercat să închidem ferestrele cu plăci de PFL, în fine, oricum nu, lucrul ăsta nu dă rezultate pentru că noi nu putem să susținem financiar un paznic care să fie acolo permanent. Ce pot să vă spun? Așteptăm un răspuns din partea celor care pot să hotărască în sensul acesta, pentru că în niciun caz noi aici, la nivelul casei studenților, nu putem hotărâ dacă dăm sau nu dăm cuiva această clădire. Clar este că fonduri pentru a continua și pentru a finaliza construcția nu există. Suma ar fi extraordinar de mare, ceea ce Ministerul clar nu are de unde să asigure. O soluție pe care noi am avut-o în vedere și a fost discutată cu domnul primar al municipiului Petroșan a fost și este în continuare, să sperăm, în picioare, preluarea acestei clădiri de către instituția primarului. Administrația locală de la Petroșani și-a arătat intenția de a prelua clădirea casei de cultură și așteaptă acum un semn din partea Ministerului Tineretului și Sportului pentru a putea intra în posesia acesteia. În legătură cu Casa de Cultură a Studenților, clădirea nouă, noi am făcut demersurile și am trimis documentele către Ministerul Tineretului și Sportului. Din ce am înțeles eu, se lucrează la un document care să facă aceste transferuri de clădiri către autoritățile publice locale, acolo unde sunt solicitate. E o discuție la mai multe ministere, pentru că sunt alte localități care au clădiri tot așa în paragină sau părăsite la alte ministere și atunci se va face un document comun pentru a trece aceste clădiri în proprietatea sau, mă rog, în administrarea autorităților publice locale.